Doamnelor și domnilor, astăzi avem un prim interviu în format video, în rubrica Afaceri cu fața umană și vrem să vorbim, evident, despre oameni, despre oameni din IT. Radu Lazar este fața companiei Endava în Moldova, dar și în multe alte țări din Europa Centrală și vrem să vorbim despre oamenii, cum spuneam, din IT, oamenii din Endava și despre Radu Lazar. Bună ziua și mulțumim că ați acceptat acest interviu. Bună ziua, Vitale, bine v-am găsit. Este prima dată când fac un interviu cu un fost coleg de liceu. Am învățat ambii la liceul Mircea Eliade din Chișinău și Radu ați absolvit în 94, dacă nu greșesc, fiind a doua promoție. Spiritul din acel timp în liceul Mircea Eliade era unul, dacă nu revoluționar, cel puțin unul rebel. Mai aveți acest spirit? Cum se împacă el cu spiritul corporatist într-o corporație internațională? Deci mie liceul mi-a dat atât spirit de revoluționar, de rebel, cât și un spirit mai conservator și de fapt m-am învățat să le combin pe astea două, știi? Și îmi prinde foarte bine această balanță care am prins-o pe parcursul anilor, anume în jobul care îl fac zi de zi. Partea rebelă și partea revoluționară îmi ajută foarte mult să promovez schimbările de care este nevoie, de care are nevoie compania. Pe când partea de conservator de mine mă oprește să păstrez lucrurile și mă face să păstrez lucrurile bune care sunt în companie. Ați atins compania. Vă rog să ne povestiți un pic care sunt lucrurile bune cu care vă mândriți în companie și ce schimbări este nevoie de făcut. Eu mă bucur foarte mult că am ajuns ca o companie să creștem de unde am fost acum vreo 15 ani în urmă sau 20. Apropo, acum în decembrie compania va face 20 de ani. A început compania practic de la un grup de 5 oameni, acum 20 de ani în urmă. Eu am venit în companie acum 13 ani în urmă și la moment de la cei 5 oameni compania a ajuns să fie peste 6.000 de oameni. Și nu doar în două țări, dar peste o duzină de țări, nu mai știu câte sunt. Sunt mai mult de două duzine de birouri în toată lumea, practic pe toate continentele. Și sunt foarte bucuros că am fost parte la această creștere. Deci o companie, efectiv, cum am zis, de la 5 oameni a crescut să fie o companie, prima companie de Moldova listată la bursă, bursă din New York. Și fiind parte din această creștere, am ajuns și eu să contribui. Cel puțin în Moldova, numărul de oameni a crescut de la circa 350 când am venit, acum 4 ani în urmă, a crescut la peste 1000 la moment. Deci a fost o creștere fulminantă. La fel, de fapt, cum și creșterea întregii companii, nu doar în Chișinău. Este dificil să găsiți atât de mulți oameni în Moldova, calificați și motivați? Foarte dificil, foarte dificil. Deși oameni sunt, dar din păcate situația politică și situația economică îi impune să plece. Și asta a fost unul din motivele pentru care piața de IT din Moldova ca număr de oameni nu a crescut ultimii 10 ani. Deci, practic, a rămas, s-a schimbat poate cu vreo 5-10%, dar de principiu a rămas aceeași piață care a fost și acum 10 ani, de exemplu. Și cum vă motivați personalul ca să nu plece? Cum aduceți oameni noi, vânați, pescuiți din școli? Aici sunt mai multe întrebări. Deci, primul, cum îi motivăm să vină la noi și să stea la noi? Deci, în primul rând, cred că factorul principal este posibilitatea de creștere profesională și personală. Le oferim o carieră, în primul rând. Și o posibilitate să crească la ei acasă. Și nu în ultimul rând le oferim și beneficiile de care nu toate companiile le oferă în Moldova. Deci un birou foarte bun
relativ nou, deci mai puțin de un an suntem în biroul nostru, ne-am mutat în biroul nostru nou. Dar și o cultură mai aparte, deci avem totuși, mă mândresc cultura care este la noi în Nedava, e o cultură care nu îi amenință oamenii într-un fel sau altul, deci ei se simt liberi, sunt liberi să creeze și să-și facă lucru. Și asta cred că este foarte important. În privința atragerii oamenilor și a superstarurilor, iarăși, cum am spus, le oferim posibilitatea de creștere. Majoritatea oamenilor de care ne mândrim au venit de pe băncile școlii, adică de pe băncile universității, mi-a venit spus. Au fost și oameni care au crescut, de care am angajat în piață, am angajat de la alte companii, dar și în cazul lor au avut de petrecut ceva timp în Nedava înainte ca să împuște, așa să zic, și să-și ia zborul și să, într-adevăr, se bucure de succesul personal. Înțeles, întrebam de pescuit sau de crescut oameni, având în vedere un subtext, dacă aveți și programe de colaborare cu universitățile pentru a crește și a angaja oamenii, deja știindu-i din timp. Da, deci noi mai mulți ani în urmă am zis că vrem să o facem și vrem să o facem nu neapărat cu scopul de a aduce, de a atrage oameni în Nedava. Scopul era mai general, deci scopul general a fost să o facem pro bono, să dezvoltăm piața de principiu. Dar este un atu să putem să atragem și talentele în Nedava. Și de fapt asta și facem acum. Avem programe de colaborare practic cu toate universitățile care predau IT, Universitatea de Stat, Universitatea Tehnică din Moldova, ASEM, Universitatea din Bălți. Și lucrăm cu ei, cu toții să-i ajutăm să crească specialiștii, care ulterior tot noi și-i angajăm. Eu, de fapt, vreau să spun că mă mândresc de colegii mei și de întreaga companie care au făcut posibil ca fiecare an circa 200 de oameni să facă internship sau să facă practică la noi în Nedava. Și majoritatea din cei care fac practică ajung să facă această practică sunt angajați. No, circa, hai să zicem, circa 80-90% din ei sunt angajați. Înțeles, spuneați că ați deschis recent un nou sediu. Mm. Cum v-a afectat pandemia? Îl folosiți sau ați trimis oamenii acasă? Deci, într-adevăr, dat fiind că suntem companie IT și suntem companie care de fapt se bazează pe oameni, în prim plan sunt oameni, știi? Și siguranța lor, securitatea lor stă în prim plan pentru noi. Și din acest motiv, recomandarea noastră din prima zi a fost pentru ei să lucreze de acasă. Și continuă să o facă. În același timp, birourile noastre sunt deschise și sunt accesibile, deci mulți oameni aleg să lucreze din birou. Și anume pentru aceasta am ajustat procedurile deja interne din cadrul oficiului pentru a asigura siguranța lor și la locul de muncă. Dar de principiu oamenii sunt liberi să aleagă, să aleagă de unde lucrează și să vină la serviciu oricând poftesc. Apropo de pandemie, nu știu, în ce măsură au fost afectate operațiunile în afară de prezența la birou? În general, vânzările și business-ul ca atare? Nu, ar fi o minciună să spun că nu a fost afectat. A fost afectat și nu a fost afectat doar business-ul nostru, de principiu tot sectorul, dar a fost o mică panică, să zicem, oamenii nu știau cum vor evolua lucrurile, economia cum va evolua în general.
Și atunci impactul imediat asupra noastră, cel puțin, a fost o scădere a vânzărilor, a vânzărilor noi anume, și au fost nevoiți să-și închidă proiectele. Acum, a durat ceva timp, cred că vreo o lună, două, poate trei, până ce clienții și-au dat seama că nu neapărat să-și închidă afacerile, că se poate de lucrat și altfel. Plus că noi am reușit să ne mulăm pe situație și oamenii, angajații noștri, au reușit să dea dovadă de performanță chiar și lucrând de acasă. De fapt, au livrat cu vreo în mediu cu vreo 5% mai mult, mai performant, au fost mai performanți decât de la birou. Da, au fost și o parte parțial a fost și adrenalina cauza și modul de lucru și au vrut să afirme și să în condițiile noi, dar de principiu au livrat. Și asta a fost cauza pentru care în câteva luni imediat după începutul pandemiei ne-am revenit la normal. Mai mult decât atât, acum suntem în deficiență majoră de oameni, de specialiști în domeniu și de câteva luni deja am redeschis angajările practic în toate categoriile de angajați, toate categoriile de toate tehnologiile. Plus și-am lansat fără întârziere și internship-ul, programul de internship sau de practică, de lucru, da, care o am avut totdeauna în toamnă și primăvară. Mai mult decât atât, am văzut că oferiți și sprijin medicilor, instituțiilor medicale. Da, și iarăși țin să mulțumesc angajații în primul rând, pentru că a fost un efort comun atât a Endave cât și a angajaților, deci angajații au participat și au venit ei cu donații și compania doar a dublat aceste donații. Dar de principiu meritul aparține fiecăruia dintre angajații noștri. Și da, le sunt foarte recunoscător pentru acest mesaj și acest fapt. Da, e îmbucurător acest gest de solidaritate. Vreau să întreb, să revin un pic la lucrul la distanță. Așa. Imaginea lucrătorilor din IT, dacă stai și citești pe internet, deseori poți să-ți o faci că omul stă undeva pe Goa, pe un hamac și livrează de acolo. În ce măsură e posibil acest lucru? No, teoretic și de principiu e posibil. Practic e mai dificil. Cred că e posibil doar în situațiile în care persoane sau unele persoane oferă niște servicii de consultare sau niște servicii individuale. În momentul când noi livrăm contracte altor companii, în momentul când sunt contracte foarte mari, implică lucru în echipă, lucrurile devin mai dificile. Deci, în primul rând, apar întrebări cu lucru, cu colocarea, cu lucru în echipă cot la cot. Deci, de principiu, în momentul când oamenii stă unul lângă altul, le mai ușor să comunice. Știi? Și chiar și acum, în situația de pandemie, se mai întâlnesc echipele și au simțul ăsta de echipă, o mai păstrează, și care este foarte important, apropo. O doilea motiv pentru care ar fi dificil să o facem sunt câteodată la unii clienți sunt restricții de securitate. Deci în unele cazuri suntem impuși să lucrăm din careva zone, de pe careva IP-uri anume, să asigurând securitatea fizică și informațională a zonei din care lucrăm. Deci unii clienți, de exemplu, au insistat să continuăm lucrul din birouri, chiar și în cadrul pandemiei, numai de motive de securitate. Și iarăși noi vorbim despre nume foarte mari în lumea financiară mondială. Și a treilea motiv din care îmi pare că ar fi foarte dificil să o facem sau imposibil, este cadrul fiscal. Deci, de moment ce o persoană lucrează în afara țării, noi suntem nevoiți să... Deci, noi ca companie suntem responsabili
într-un fel sau altul de taxarea, de taxele aferente acestei persoane. Noi, ca companie, deja ar trebui să achităm careva taxe în zona în care lucrează persoana. Deci, din punct de vedere legal, e foarte dificil. Dar, da, cred că e posibil. Mai mult de jumate din servicii care le oferim, le oferim anume companiilor din sectorul de plăți. Dar mai sunt și companii din alte sectoare, asigurări, transportări, media. De principiu, noi nu facem produse. Noi facem servicii, noi le oferim companiilor servicii sau noi le facem design și le vrem sisteme. De principiu, preferăm să le vindem soluții. Adică, de moment ce vine la noi clientul cu o problemă de business, de regulă, nu doar de IT, îi dăm soluția care implică și partea de IT. Și încercăm să facem cap-coadă toată soluția. De-aia zic că suntem o companie de soluții sau de servicii, nu doar de produse. Produse, din păcate, nu avem. Unicele produse care le facem sunt produsele pentru uz intern, acceleratoare, așa numite, care le folosim pentru a face dezvoltarea serviciilor sau soluțiilor mai rapide și mai calitative. E greșit să presupui că nu importă originea produsului sau originea serviciului, nu importă, mai ales în situația când vrei să vinzi pe piața anumită. Deci, de moment ce Durov, în cazul dat, transfer Telegram, are ca scop monetizarea produsului pe piața din vest, adică piața Europei din vest sau Americii din nord, era și normal să aleagă una din țările din arealul dat drept o zonă în care să-și bazeze business-ul. Așa. În cazul Indaviei, situația e un pic diferită. Pentru că noi, până la urmă, suntem o companie care, cum spun, we have incorporated, deci noi ne-am înregistrat și noi suntem în ochii pieței din vest, noi suntem o companie englezească. Asta a fost și un motiv, de fapt, inițial pentru care noi am mutat înregistrarea companiei din Moldova în Marea Britanie, pentru că clienții preferă să cumpere de la companii care se află lângă dânșii. Nu mai conta de unde facem livrarea atâta timp cât vânzarea și suportul clientului o facem de lângă el. Și asta a fost un motiv care ne-a permis să mărim afacerea și în Chișinău, în Moldova, dar și în România. Și am crescut foarte mult în primul rând în aceste două țări, după care deja ne-am extins în alte țări din regiune. Și de principiu avem talente, avem piața IT, ar fi fost păcat să nu exploatăm aceste aturi. Mai ales, da, încă o chestie care e foarte importantă. Deci noi, de principiu, noi ca companie încercăm să livrăm serviciile noastre prin nearshoring, hai așa să zicem, nu prin offshoring, cum o fac. Deci asta e diferențierea noastră principală față de companiile în aceeași India. Da? Deci există o diferență foarte mare, un gap între zona în care se află clientul și zona în care se află dezvoltatorul. Și nu e doar vorba de diferență de timp, diferență de cultură. Pe cât ne mișcăm mai aproape de aceeași Europa de Est, cu atât cultura e mai comună, de Vest, scuze, cu atât e mai aproape cultura noastră de cultura europenilor. Și este un atut. Fix așa cum încercăm să le vrem, de exemplu, pentru piața din Statele Unite, preponderent cu oamenii din regiunea noastră de America de Sud, știi? La fel, cred că eventual când deschidem și operațiunea în Asia, vom avea
vom avea și livrare undeva în una din țările din Asia, presupun, ar rămâne de văzut. Înțeles. Climatul de afaceri în Moldova este ideal? Ce-ați schimba? Climatul de afaceri? Întrebarea ambiguă, pentru că însăși cadrul legal e foarte ok. Cu mici excepții care încercăm poate cumva să le adresăm prin cadrul asociațiilor în care suntem membru. Noi suntem afectați nu doar de cadrul legal, cadrul juridic. Deci ne afectează foarte mult situația politică și situația economică. Deci faptul că noi investim ani de zile, zeci de ani în universități, în talente noi, în piață, de principiu, și în mare parte piața a rămas la aceeași mărime, pe când, făcând același lucru, de exemplu, în România, piața mai mult decât s-a dublat în ultimii mai puțin de 10 ani. Asta e provocarea cea mai mare, să poți crește odată cu piața, pentru că clar, nu ne dorim să acapărăm piața. Când vorbesc despre piață, nu vorbesc piața de desfacere, dar piața de talente. Nu dorim să fim cel mai mare companie. Chiar ne dorim să avem concurenți la fel de mari ca și noi. Înțeles. Aș vrea să revin un pic acum la Radu Lazar. Ok. Ce faceți în timpul liber? În timpul liber. Dacă vă rămâne timp. Da, îmi găsesc timp liber. Nu e problemă. Mai multe chestii. Când pot mai citesc în vacanță, mai citesc. Dimineața mai alerg. Ultimul an, să mă spus, jumate de an, am redescoperit o veche pasiune care am avut, care de fapt am început să fac windsurf acum vreo 17 ani în urmă, mult timp în urmă. Și acum am reînceput cu mare plăcere. Windsurf, da. La lacul Ghidghidici. Nu, vânt nu este în Moldova permanent, dar când este, e foarte ok. Ce cărți preferați să citiți? De business? De toate, citesc de toate. Ultimul timp chiar nu am citit nimic din domeniu. Am niște chestii autodidacte, dar nu sunt cărți, știi, sunt cursuri sau chestii de genul ăsta, cursuri online. Carte care ultima am citit și iarăși mi-a plăcut, sau cel puțin acum am înțeles-o, a fost distopie de George Orwell 1984. Am citit-o ultima dată, când eram copil și cred că nu prea s-a lipit atunci. Da, acum deja era la timp, știi? Da, în momentul împotrivit. Da, foarte. Karl Marx spunea în Capitalul că nu există crimă la care capitalul nu se va deda pentru un profit de 300%. Sunteți de acord? Și da și nu, cred că depinde foarte mult de oamenii care sunt capitalul, pentru că sunt diferite exemple. În unele cazuri ideile și valorile ar putea să fie false, declarat de companie ar putea să fie false și într-adevăr unica valoare ar putea să fie bani și atunci da, în altele cazuri nu. Deci, eu am văzut de toate, am văzut. Și anume din cauza asta și nu pot să dau nivou cu răspuns. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și vă urez creștere împreună cu piața. Mersi mult de tare.